Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate la Giurgiu TV. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, în momentul în care înainte cortegiul vieții, toți cei care urmau pe Mântuitorul s-au întâlnit cu cortegiul morții, un tânăr care murise și care era dus de mama lui, fiind singurul fiu al ei, alături de rudele sale către cimitir. Ei bine, în acel moment, Mântuitorul, văzând lacrimile mamei, a luat atitudine și l-a înviat pe fiul văduvei din Ain. Prin aceasta, dând bucurie, o imensă bucurie mamei sale, pe de altă parte, prin aceasta, adresând și un mesaj către tineri, și anume venirea tinerilor de la moarte la libertate, la iubire, la ascultare. Am ales în această emisiune să vorbim despre provocări la adresa tinerilor de astăzi. Invitații noștri sunt doi frați și e vorba de Radu Vasile, profesor la Seminarul Teologic Teoctis, Patriarhul din Giurgiu, profesor de Noul Testament. Bine ați venit, domnul profesor! Să rămână, părinte, și vă mulțumesc pentru invitație! Și în al doilea rând, surioara sa, doamna profesoară Irina Matei, de la școala numărul 7 din Giurgiu. Bine ați venit! Mulțumesc frumos, să rămână, părinte! Bine v-am găsit! În primul rând, haideți să definim, să ne gândim la această noțiune de provocare și ce provocări sunt la adresa tinerilor de astăzi, domnul profesor? În primul rând aș dori să fac o distinție în ceea ce privește noțiunea de provocare, anume că există două aspecte ale noțiunii. Un aspect negativ și un aspect pozitiv. Primul ne poate vătăma sufletește, mental și trupește, și cel de-al doilea ne construiește caracterul și ne poate duce la desăvârșire. Omul încă din fragedă pruncie și până la finalul vieții sale este înconjurat de provocări de orice natură. Cel mai important lucru este ca omul să aibă puterea de a spune nu tentațiilor. În opinia mea, acesta este un bărbat adevărat, care poate spune nu. În caz contrar, este foarte slab. Totodată aș dori să menționez că provocările negative sunt cele la care omul merge prima oară cu mintea. Când spun provocare, gata, este ceva ispititor, ceva periculos. Avem și provocări pozitive, cum ar fi olimpiadele școlare, unde mai mulți tineri concurează pentru a obține un loc cât mai bun, și chiar dacă sunt pe ultimele locuri, important este că au participat și că și-au construit un bagaj cultural în perioada de pregătire. Provocarea supremă, pozitivă, ne este dată de către Hristos, Mântuitorul nostru, când spune: fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 48. Acum, într-adevăr, trebuie să ne gândim cum putem accede la această provocare supremă. În primul rând, prin rugăciune. Rugăciunea, convorbirea omului cu Dumnezeu, este foarte importantă. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu aproape, nu putem să săvârșim nimic bun. Sfântul Maxim Mărturisitorul menționa că omul are două aripi, harul și libertate. Într-adevăr, suntem liberi, dar dacă nu am avea harul lui Dumnezeu spre a ne ajuta, spre a ne întări, a ne lumina mintea, nu am putea să săvârși absolut nimic bun. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune de altfel: fără de mine nu puteți face nimic.
Iată, totul putem face numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Într-adevăr, Sfântul Ioan Gură de Aur menționează Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar dacă Dumnezeu vrea, iar omul nu vrea, mântuirea noastră este cu neputință. Deci trebuie să avem în primul rând o disponibilitate și o trezvie, o luminare a minții. Părintele Arsenie Papacioc spunea, recomand o stare de prezență continuă. Când avem o minte prezentă, când suntem conștienți de tot ceea ce se petrece în jurul nostru, atunci putem distinge dacă un lucru este bun și folositor sau este un lucru înșelător. Este foarte important acest aspect. Tocmai de aceea, din această lipsă de conștientizare, o neatenție până la urmă este, foarte mulți oameni și tineri în special, că sunt și fără experiență, cad în foarte multe capcane. Cele mai cunoscute probleme sunt consumul de alcool, care se întâlnește foarte des în rândul tinerilor, atât băieți cât și fete. Este un lucru cunoscut de către toată lumea că și fetele la foarte multe petreceri beau cod la cod cu băieții. De unde poate veni aceasta? Este un teribilism sau poate fi o învățătură, da? Un obicei pe care l-au luat din familiile lor? Sunt situații în care acest obicei este preluat din familie, dar de foarte multe ori tinerii reacționează din a nu fi diferiți. Le este rușine să facă notă discordantă într-un anumit mediu. Da, sunt marginalizați. Doamna profesoară, vă rog să dezvoltați lucrul ăsta, mai ales că îi aveți pe copii de mici, da, din clasele primare și sigur că îi observați, îi cunoașteți, așa, ca și profesor de religie, sunteți aproape de ei. La ce concluzie ați ajuns în ceea ce privește educația lor și aceste obiceiuri? Până să ajung la concluzie, să vorbesc de concluzie, aș vrea să spun puțin, să vorbesc puțin despre provocările la vârsta lor. Vă rog. Eu am clasele de la clasa 0, clasa pregătitoare, până la clasa 8. Și provocările sunt diferite, bineînțeles. De la clasa 0, clasa pregătitoare, până pe la clasa 3-a, 4-a, provocările se limitează între ghilimele spus, pentru că și alea sunt niște provocări, având în vedere vârsta lor destul de mică, să spunem desene animate, jocuri, pe tabletă, pe calculator, pe telefon mai nou, au telefoane mobile începând de la clasa 3-a, 4-a. Se pare că sunt în pas cu moda, da, cum se spune. Da, sunt în pas cu moda și apropo de ce spunea Radu, le este teamă încă de mici, le este teamă să nu fie marginalizați, să nu fie dați la o parte, să nu fie excluși din grupul lor de prieteni. Nu știu ei, încă nu știu ce înseamnă grup de prieteni, dar grupul ăla pe care ei l-au în clasă, grupul de colegi, dacă un coleg 2, 3, 10 din clasă deja au telefoane mobile, automat el spune acasă părinților, vreau și eu, cadou de ziua mea, cadou de Crăciun, asta îmi doresc. Și părinții le satisfac de multe ori, satisfac poftele și dorințele, fără a se gândi înainte ce consecințe poate să aibă acest lucru. Ei vin, folosesc telefoanele mobile în scopuri, spun, și părinții spun că în scopul distracției, de a se relaxa. După atâtea teme de școală, se relaxează, se distrează și ei jucându-se pe telefon. Dar nu se gândesc, sau, mă rog, poate mă exprim greșit, poate se gândesc, dar ei își pierd foarte mult timp acolo. Timpul zboară foarte repede în momentul în care se antrenează într-un joc. Și jocurile nu sunt toate frumoase și constructive. Jocurile sunt violente de multe ori. Jocurile instigă la violență și ei devin, și în primul rând, creează dependență. Asta e cel mai important. Creează dependență și poate nu-și dau seama că sunt prea mici. Eu le vorbesc mult copiilor despre dependența asta de televizor, de internet, de jocuri, de seriale TV, de... am sărit un pic la ciclul primar, să zic așa, unde apar serialele TV, seriale în care ei văd modele de viață și de familii ireale. Acolo sunt niște familii, niște
personaje cu vieții reale. Acolo, până să ajungă la aceste seriale, sunt desenele animate, desene seriale, ca să le spun așa, în care apar supereroi, au puteri magice, se pot transforma, se pot deplasa dintr-un loc într-altul foarte repede, foarte rapid. Practic, imită puterile lui Dumnezeu. Aceste desene animate, aceste filme în care oamenii, au actorii, au puteri supranaturale, au puteri asemănătoare cu ale lui Dumnezeu, de a fi tot timpul în același loc, pretutindeni, și de a face orice. Devin un fel de idoli pentru exact. Copiii noștri. Da, devin idoli, idoli greșiți, total greșiți. Ei își creează o imagine falsă asupra lumii, asupra vieții. O imagine falsă și de aici pornesc toate dezamăgirile lor. Cred că familia este așa cum o văd la televizor. Văd că acasă ei nu au așa ceva. Și devin dezamăgiți, devin frustrați, devin, poate să pice în depresie, mai mărișori fiind, și ajung la alte probleme. Și încet, încet, părinții ei sunt cei care ar trebui să sesizeze aceste comportamente ale lor, pentru că orice acțiune a lor, orice acțiune pornește de undeva. Ei nu fac nimic fără să aibă în spate un fond. Și acest fond este creat, bineînțeles, de ceea ce primesc. Primesc de la televizor, primesc de la ce primesc pe internet, prin rețele de socializare. Creează de asemenea și această dependență. Au jocuri în care își pot crea ei familiile lor, pot crea case, pot construi case, exact așa cum și-ar dori ei să fie. Și ajung la o vârstă în care văd că nu au casa pe care și-au dorit-o, văd că nu au familia pe care și-au dorit-o, nu au soția pe care și-au dorit-o, poate așa să arate cum își văd în televizor, și apar dezamăgirile. Și atunci se declară depresivi. Se declară depresivi. O altă provocare la adresa lor ar fi, din punctul meu de vedere, ce am observat eu discutând cu ei la ore, muzica. Muzica pe care ei o ascultă are un efect atât benefic, dar are și un efect negativ. Ei își amplifică starea pe care o au prin muzica pe care o ascultă. I-am tras de limbă, ca să spun așa, și mi-am dat seama că în momentele în care ei sunt triști și au câte o problemă, ascultă melodii triste. Ascultă melodii în care și versurile spun lucruri triste și se regăsesc acolo în povestea melodiei respective. Și bineînțeles că acest lucru amplifică starea lor. Deci în loc să o detensioneze și să-i facă să se simtă mai bine și să uite puțin de problema pe care o au, problema se adâncește și din nou apare depresia. Și atunci se ajunge la lucruri, cum a spus și Radu, se ajunge la alcool, se ajunge la droguri, se ajunge la un anturaj nepotrivit. Anturajul este cel care ar trebui să fie controlat de către părinți. Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi părinților, dar în calitate de profesor și de religie, i-aș încuraja, i-aș îndemna să controleze puțin mai mult copiii, să le controleze prietenii, unde se duc, cu cine, cât stau, ce fac acolo. Eu întotdeauna m-am dat exemplu pe mine la școală și le-am spus, eu nu mă duceam la nicio zi de naștere, nicio petrecere fără să știe părinții mei. Unde mă duc, cu cine mă duc, cât stau, ce facem. Este băutură acolo? Ce băutură? Câtă băutură? Câți băieți sunt? Câte fete? Toate aceste întrebări care atunci mă deranjau și chiar mă stresau pentru că mă simțeam foarte controlată, acum le mulțumesc părinților mei că mi le-au pus și m-au controlat așa, pentru că în felul ăsta au putut să dețină un control asupra ceea ce făceam și asupra anturajului în care și eu mă învârteam. E foarte important asta. Deci controlul părinților, un control parental, controlul rețelelor de socializare. Acolo, iarăși, sunt foarte mulți părinți și încurajez ideea asta și au creat și ei, și-au creat conturi, Facebook, da, pe rețele de socializare, tocmai pentru a fi, să spun, în pas cu moda, la fel, și să fie la fel. Pe de o parte. Pe de o parte. Dar când am avut ședință cu părinții, unii dintre ei mi-au recunoscut
mi-au mărturisit că și-au creat tocmai pentru a-i controla puțin, să vadă pentru ce... Pentru a vorbi aceeași limbă cu copiilor. Exact, da. Și a controlat. Da, să vadă ce poze pun acolo, ce informații despre familie, despre viața lor pun. Astea sunt foarte importante, pentru că acolo trebuie să aibă o oarecare grijă cum își expun viața acolo, cât de tare se destăinuie acolo, cât de mult. Pentru că au fost și cazuri, dacă nu ducem puțin mai departe, au fost cazuri de sinucidere. Au fost cazuri în care au scris pe rețeaua de socializare că ce urmează să facă și... Și chiar a făcut. Chiar a făcut, da. Și problema este că acei prieteni, falși prieteni de pe rețeaua de socializare, nu au luat nicio măsură, nicio atitudine, nu i-a interesat. Nu a interesat pe nimeni lucrul ăsta. Concluzia? Nu sunt prieteni. Aceia nu sunt prieteni. Așa este. Deci ei își creează, am 5.000 de prieteni, am 100 de, am 1.000 de prieteni. Păi nu te cunoști decât cu 100, cu 200 dintre ei. Și ei nu sunt prieteni, sunt niște cunoștințe. Ei nu fac diferența între prieten adevărat și cunoștință, coleg, amic, amică. Nu fac diferența asta. Și din nou apare dezamăgirea. Și dezamăgirile astea nu sunt bune, mai ales de la vârste mici. Sunt foarte dezamăgiți, dezamăgirile astea apar pe măsura vârstei și în momentul în care ajung mai mari și ajung la vârsta de a-și întemeia familii, acolo este foarte greu, foarte greu. Ați atins un punct foarte important și anume acela de al familiei, de a controla, de a avea grijă așa de copiii lor care sunt atât acasă cât și la școală și în alte activități. În alte locații, ca da. Să spunem așa. Iată această grijă pe care părintele trebuie să o aibă față de copiii lui și a nu-i lăsa în fața televizoarelor, în fața calculatoarelor, așa ca niște prizonieri încătușați cu niște lanțuri nevăzute. Sigur, trebuie să existe această implicare și acest timp pe care părinții să-l acorde copiilor lor. Mergând mai departe către liceu, așa, și o să vorbim și de mediul universitar, de facultate, pentru că domnul profesor este, pe lângă faptul că a terminat teologia, acum este și student la Facultatea de Istorie, în anul 2. Cu ce provocări ne confruntăm la acest nivel, ca să spun așa, liceul și mediul universitar? Da, perioada adolescenței și a tinereții este foarte, pe de-o parte, dificilă și pe de altă parte importantă. Acum este vârsta când caracterul omului se definitivează. Acum este vârsta în care cultura omului începe să-l definească. Se și cunoaște pe chipul unui om care a studiat, efortul de a învăța, și inteligența și pe chipul unui om care nu a valorificat și nu a dat doi bani pe cultură. Doream să mai adaug la ceea ce a spus doamna profesoară. Sfântul Ioan Gură de Aur compara sufletul unui copil cu o cetate. Iar cele cinci simțuri sunt asemenea unor porți. Și prin aceste porți intră atât lucrurile bune, cât și cele rele în sufletul copilului. De aceea, părinții trebuie să vegheze asupra acestor porți, să intre numai ceea ce este bun. O altă comparație pe care o făcea Sfântul Ioan cu sufletul comparat cu un tablou pe care părinții trebuie să picteze cu mare grijă, cu mare atenție, și după ce l-au pictat, să se bucure privindu-l. Ce comparație frumoasă! Da, mi-aduc aminte de Sfântul Vasile cel Mare, legat de ce spunea doamna profesoară, de aceste mijloace moderne, rețele de socializare, calculatorul, tableta, internetul. Sfântul Vasile cel Mare, care spunea în cuvânt către tineri, care vreau să cerceteze și cărțile profane, le spunea asemenea albinei care culege nectarul, mierea din flori și ei să ia ceea ce e de folos pentru mântuirea lor. Iată, deci și aceste mijloace ar fi îngăduite în măsura în care tinerii și nu numai își iau de acolo ceea ce e de folos pentru mântuirea lor.
și stau departe de o travă care aduce moarte sufletească și trupească. Vă rog să continuați. Sigur, și internetul poate fi foarte folositor și o spun asta din experiență. Nu are niciun sens să închidem căile de acces la internet tinerilor, pentru că până la urmă tot vor găsi o cale de a-l accesa. Ceea ce trebuie să facem este să-l ghidăm către lucrurile folositoare. Deci putem găsi pe internet foarte multe lucruri, emisiuni culturale, descoperiri științifice, documentare, care ne pot construi. Muzică religioasă, muzică de calitate, muzică barocă. Iată că și în cărți întâlnim foarte multe lucruri utile, dar sunt totuși unele limite, în sensul că nu putem viziona un documentar, nu putem asculta o muzică bună. Cum a spus și Sfinția voastră, trebuie să, asemenea albinei, luăm doar ceea ce este folositor. Și din orice. Pentru a-i ghida pe copii spre a lua ceea ce este folositor, am vorbit numai de părinți, că părinții au un rol, bineînțeles, părinții au un rol foarte important, cel mai important rol la părinții, dar având în vedere că ei merg la școală zilnic și stau atâtea ore la școală, în preajma copiilor, în preajma profesorilor, profesorul este cel care are un rol, are și el la rândul lui un rol foarte important în educarea copilului și în punerea așa în sufletul lui a lucrurilor bune. Învățătorul, dirigintele, îl putem numi aici. Învățătorul, dirigintele, care își petrece mai mult timp cu elevii. Eu, în calitate de profesor de religie, am o singură oră pe săptămână cu ei, dar încerc să o fructific cât mai mult. Ce nu am reușit să discut și ce nu reușesc să discut cu ei la oră, continuăm la cercul de religie pe care eu l-am înființat, cercul Sfânta Ecaterina, unde am elevi de la mine de la școală și toate întrebările pe care ei le au, pentru că au foarte multe întrebări, mi le pot adresa acolo și acolo discutăm și încerc să le răspund pe cât posibil la întrebările lor. Să revin un pic la profesori, mie materia îmi permite să discut cu ei și să-i ascult și să-i sfătuiesc pe atât cât pot eu. Așa este normal, profesorul de matematică, profesorul de limba română, este mai greu să se oprească din programă, să se oprească din a preda ceea ce are pe ziua respectivă și să discute, să aibă discuții mai serioase cu ei și mai discuții de viață. Dar dirigintele și învățătorul are un rol important și sunt și la clasele 1-4, există materia educație civică, acolo unde sunt asemenea probleme puse și copiii se pot destăinui. Și apropo de destăinuit, a treia persoană importantă din viața unui copil, unui tânăr, este preotul. Preotul, putem vorbi de părintele duhovnic. Părintele duhovnic. Nu mulți sunt cei care au părinte duhovnic și aici revin asupra rolului părinților. De mici, dacă au fost duși copiii la biserică și au fost învățați, au văzut exemplu mamei, exemplu tatălui, care s-au spovedit, ai bunicilor, care s-au spovedit, s-au împărtășit și au fost luați și ei duminica la slujbă, în posturi, la slujbe, la spovedit, la împărtășit. Normal, treaba asta vine automat și este mult mai ușor părinților sau este mult mai ușor profesorului de religie să le spună, este postul Paștelui, trebuie să ne spovedim și nu te lovești de un zid. Și atunci copiii, dacă sunt învățați cu așa ceva și știu, au obișnuit asta din familie, atunci este mult mai ușor să lucrezi cu sufletul copilului. Dacă nu sunt învățați din familie, dacă nu au văzut așa ceva și li se pare ceva ciudat, dacă prietenilor nu fac așa ceva și râd de ei, atunci trebuie lucrat mai mult. Dar cu răbdare și cu ajutorul Dumnezeu, eu zic că se reușește. Sigur că da. Da. Revenim la acest mediu liceal, da, și universitar, legat de tinerii care se confruntă cu o mulțime de provocări. Da.
Cea mai importantă, pe care am menționat-o și la începutul emisiunii dumneavoastră, este această teamă de a nu fi stigmatizat sau o rușine. Vă spun că dintr-un grup de 5 persoane, dacă 4 dintre ele fumează, spre exemplu, asupra celei de-a 5-a persoane vor începe provocările și presiunea. Și presiunea de a fuma și aceasta sau nu. Exact. Din păcate, de cele mai multe ori această persoană cedează. Dar sunt și cazuri în care rezistă și spun nu, nu-mi trebuie așa ceva îmi face rău. Dacă vreți, facem alte activități. Dar este foarte greu, pentru că vor veni acele avalanșe de glume răutăcioase și tânărul, și până la mai bine este așa, nu o să mai avea plăcerea de a mai ieși cu respectivii colegi. Poate își găsește alți colegi care împărtășește convingerile. Sigur, sigur, asta este cel mai important. Fiecare trebuie să se cunoască pe sine, să vadă ce fel de caracter are, ce așteaptă de la viață și trebuie să se întovărășească cu persoane care împărtășesc aceleași idealuri. Ați menționat că sunt studenți la facultatea de istorie. Trebuie să vă spun că mi-a fost foarte greu să mă integrez la început, deoarece când au aflat că eu sunt și absolvent de teologie, pur și simplu am început să mă atace cu fel și fel de întrebări. Când aveam o pauză și ieșeam la o plimbare, din, să zicem, 10 persoane câte eram, eu eram singurul subiect de discuție. Și trebuia să fac apologetica ortodoxă, foarte să caut bine. Fel și fel de justificări. A fost un mijloc prin care v-ați scălit și v-ați revizit așa toată pregătirea teologică. Crescusem, bineînțeles, de mic în sânul bisericii. Am făcut seminarul, apoi facultatea de teologie și eram, ca să spun așa, într-un fel de balon de săpun. Și când am început să umblu și în alte medii, care nu sunt nouă legătură vie și reală cu biserica, am avut un șoc, aș putea să zic. Dar mai bine a fost așa. Iată că ați rezistat. A fost un mijloc de misiune. De misiune, bine de misiune zis. Creștină, așa cum și această emisiune este o astfel de cale. Am și colegi care sunt credincioși. De ce am făcut această mențiune, o relație vie și reală cu biserica? Pentru că sunt foarte multe persoane, nu doar tinerii, care spun, eu cred în Dumnezeu, bineînțeles că nu mă îndoiesc, dar nu merg la biserică și nu cred în puterea preoțească, nu văd de ce ar fi necesar să mă duc și să ascult de preot. Și atunci trebuie să le spunem. Ce te consideri? Păi, ortodox mă consider, bineînțeles. Păi, îți spun eu ceea ce înseamnă ortodoxia. Ceea ce dumneata spui nu este ortodoxie. A fi ortodox înseamnă să frecventezi biserica atât cât poți. Ar fi de preferat duminică de duminică. Însă, sunt situații în care muncesc în schimburi și nu pot fi prezenți la toate slujbele bisericii, la sărbători și în duminici. Însă, atunci când se poate, să vizităm casa lui Dumnezeu. Cum spune și Mântuitorul, da? Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Într-adevăr. Trebuie să vizităm casa lui Dumnezeu. Chiar dacă el este pretutindeni. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur spunea foarte frumos. Tu, Doamne, toate le umpli și tuturor le ești de față. Nu cu vreo parte, ci deodată întreg tuturor. Lucrul acesta mă încurajează pe mine cel puțin, că atunci când mă rog, sunt conștient că Dumnezeu mă ascultă, îmi acordă toată atenția sa. Deci Dumnezeu este prezent atunci când mă rog, cu toată ființa sa. Nu are o parte din atenție orientată către mine și
altă parte direcționată către alte persoane și în felul acesta. Trebuie să vizităm casa lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinim poruncile, trebuie să avem respect și bun simț și ascultare față de preoți, pentru că sunt slujitori lui Hristos. Hristos a spus Sfinților Apostoli, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și avem numeroase exemple în Noul Testament despre minunile pe care le-au făcut Sfinții Apostoli și ucenicii acestora. Urmașii Sfinților Apostoli sunt episcopii și preoții. Este un aspect pe care lumea nu vrea să înțeleagă, dar se datorează tot, cum să spun, acestui teribilism, o indiferență. Lumea spune, nu cred în biserică. Păi stai puțin că tu vezi doar aspectul uman al bisericii. Biserica este o instituție divino-umană, nu doar umană. Sigur că există și unele aspecte care nu sunt perfecte în instituția bisericii, dar acestea aparțin factorului uman. Și omul este supus greșelii, bineînțeles. Dar nu trebuie să ne smintim și trebuie să îl avem totdeauna înaintea ochilor pe Dumnezeu, care ne așteaptă oricând cu brațele deschise pentru a ne întoarce la El. Foarte frumos spus. Mă gândesc la ce spuneați mai devreme, la părinții, da, copiilor, care trebuie să fie implicați în educația lor, la părintele duhovnic, sub a cărui ascultare trebuie să stea fiecare fiu duhovnicesc, da, la profesorul, profesorii, dirigintele sau doamna învățătoare. Și sigur, pe de altă parte, mai putem aminti aici și acel, cum discutam puțin mai devreme, acel anturaj, acei prieteni sau falși prieteni, da, cu care se întâlnește, cu care se întâlnește tânărul. Aici, noi aici la Giurgiu avem o ligă a tinerilor creștini ortodoxi și pe Carol, reprezentatul acestei ligi, l-am avut deseori prezent în emisiune și am văzut că tinerii sunt foarte, foarte implicați în diverse activități. Cea mai recentă activitate a fost acest marș pentru viață de sâmbătă, 21 martie, a fost atât la noi în Episcopia Giurgiului, în cele patru protoierii și aici la noi la Biserica Bună Vestire, Biserica Tinerilor din Giurgiu, dar iată că a fost și la nivelul Patriarhiei Române. Tineri care au venit să se sensibilizeze pe cei, a fost și ziua persoanelor internaționale, persoanelor cu sindrom Down, să personalizeze, să aducă compasiune, să sensibilizeze pe toți cei care au o anumită atitudine față de aceste persoane aflate în vulnerabilitate. Aici este o problemă cu sensibilizarea tinerilor. Sunt foarte greu de sensibilizat. Trebuie provocați în așa măsură încât să acțiunea pe care o fac. Deci trebuie făcute cât mai multe acțiuni cu tinerii. Trebuie provocați să ia parte activ la aceste acțiuni și atunci ei sunt foarte receptivi. Pentru că pe ei astăzi sensibilizează foarte puține lucruri. Eu sunt mai sensibilă de fel și ajungeam să lăcrimez și la filme, mă rog, mă uitam prin liceu, dar acum ei, dacă nu au parte de senzațional, de ceva extraordinar, de ceva ieșit din comun, dar ceva extraordinar, abia atunci îi mișcă. Până atunci, nu. Filme de groază, se uită foarte mult la filme de groază, filme horror, și pot să se uite. Au spus că nu au nicio problemă. Și asta mă miră foarte mult. Asta este chiar o problemă. Asta poate să fie o provocare. Pentru că la adresa lor, astăzi, filmele pe care ei le văd și le selectează de multe ori pe internet, deci ei singuri își aleg la ce filme să se uite, dar cum? Auzind de la prietenii lor. Ei, iată. Deci tot acolo ajungem. Da. Este un fel de teribilism și este un fel de lanț.
toate se leagă. Ei singuri, eu singur îmi caut pe internet filme la care mă uit, citesc comentariu înainte, văd dacă merită sau nu, dacă nu mi l-a recomandat cineva, dar ei vin la școală sau ies afară în oraș, ai văzut filmul X? Nu. Păi uite-te la el că e foarte frumos, că așa. Și filmul este are un mesaj negativ. Și atunci ei se uită, neștiind de acest mesaj negativ, neștiind de această stare pe care poate să-l dea, o stare de nervozitate, o stare de agitație și sunt bucuroși și mulțumiți că au văzut filmul respectiv, sunt în rând cu prietenilor. Și sunt, avem de-a face cu două grupuri de prieteni, prietenii virtuali și prietenii reali, ca să spun așa. De multe ori cei virtuali, de pe rețelele de socializare, din nou mă întorc acolo, nu sunt, mă repet, nu sunt prietenii lor adevărați, sunt prieteni falși, dar și de acolo au un exemplu, nu vreau să vorbesc numai de părțile negative, și de acolo, și eu am cont pe rețea de socializare și este benefică până la un punct. Trebuie să știi să o controlezi. Tu, pentru că tu ți-o faci, tu-ți creezi contul, tu-l controlezi. Tu ești administrator, ca să spun așa. Și acolo văd exemplele prietenilor lor. Ce postează, ce poze, unde au fost, ce fac, ce au văzut, cu cine, când. Și atunci ei încearcă să imite. E un mijloc prin care cumva îi vedeți, îi controlați, ca să spun da, așa. Da, oarecum. Da, ei au fost cei care m-au convins să-mi creez cont. L-am de jumătate de an, câteva luni. Și cum e să vorbiți această limbă cu ei? Este foarte bine. Este foarte bine. Pentru că mă duc la școală și dacă a apărut ceva nou, să spun așa, pe internet și eu sunt la curent, putem crea o discuție de acolo. Doamna profesoară, ce părere aveți despre? Și atunci eu îmi spun părerea despre acel lucru și se creează o discuție și le și spun la un moment dat, asta este o minciună, nu este adevărat, nu vă imaginați că așa este realitate. Și atunci pot să mă aleg de anumite situații care apar pe internet și care nu sunt reale. Sau sunt reale și zic, da, ați văzut ce faptă eroică s-a întâmplat, ce minune a lui Dumnezeu s-a întâmplat. Într-adevăr, acestea sunt mai rare. Sunt date publice, publicului foarte rar. Dar problema mai este problema comunicării. Ei nu știu să comunice. Adică observ că ei și în pauzele de la școală nu stau unii cu alții, nu discută, nu vorbesc. Ei nu știu probabil să comunice. Pentru că ei pe internet, prin mesaje, prescurtează cuvinte, nu spun exact ceea ce au de spus, nu vorbesc mult, vorbesc lucruri superficiale. Sunt foarte superficiali. Și bineînțeles că domnul profesor știe mai bine la liceu, dar până la clasa 8-a unde am eu, nu au cum să aibă discuții foarte profunde, pentru că nici vârsta nu este de așa să le pună probleme de genul ăsta mai profunde și mai grele. Dar sunt sigură că și ei, și știu, au și ei discuțiile lor și problemele lor, pe care de multe ori nu le discută cu părinții acasă. Se feresc de părinți. Duhovnic, majoritatea nu au. Am încercat și chiar astăzi am fost cu o clasă de a 8-a, toți elevii de la clasa 8-a, jur de 24 de elevi, am fost și s-au spovedit la biserică. Și m-am bucurat tare mult, nu mă așteptam, a fost o bucurie foarte mare. Și m-am bucurat tare mult că au avut deschiderea asta și ei au insistat. Eu doar le-am pomenit că este post, le-am spus că eu voi merge la spovedit, ce le-am mai spus eu pe parcursul anului și mi-au spus, doamna, este post, nu ne-a spus că ne duceți la biserică să ne spovedim și am fost cu ei. Și este foarte important asta, pentru că ei nu comunică, nu sunt sensibili. Și trebuie să-i sensibilizăm cumva, cum a spus și dumneavoastră, cu acest marș pentru viață. Din păcate au fost puțini tineri. Așteptam să vină mai mulți. Da, am fost și eu prezentă și mă așteptam să vină mai mulți. Probabil că nu s-a mediatizat foarte mult, nu știu. Eu la școală am spus, dar nu știu ce s-a întâmplat. Și vremea probabil că a fost de vină, nu știu. Dar trebuie antrenați în cât mai multe activități. Aici vreau să ajung. Pentru că ei, dacă sunt provocați și sunt antrenați în activități interesante de vârsta lor și care provoacă să vină cu idei, au foarte multe idei. Sunt foarte inteligenți.
trebuie doar să aibă cine să-i provoace puțin. E foarte important asta. Și apropo de inteligența lor, ieri am avut ora la clasa a patra și am fost foarte, foarte surprinsă de răspunsurile lor. Am avut lecția cu patimile Domnului și acolo sunt momente grele, dificile, dificil de înțeles. Ei înțeleg mai greu. Așa am gândit eu. Dar nu. Chiar am rămas surprinsă. Au înțeles foarte bine și chiar m-au completat și chiar au pus întrebări pertinente și inteligente. Și am ieșit de la oră cu o foarte mare satisfacție. Și am zis, da, dacă știi să le pui întrebarea potrivită, dacă știi să le prezinți o întâmplare sau momentul respectiv într-o anumită manieră și îi provoci să dea răspunsul, răspunsul ăla pe care tu ți-l dorești, atunci chiar îl primești, pentru că ei sunt foarte inteligenți. Trebuie provocați. Deci tinerii, chiar dacă, în ciuda faptului că ei nu prea mai citesc în ziua de astăzi, rezumate cel mult, sau iau de pe internet povestiri sau ceva pe scurt, la ei să fie totul pe scurt, sunt foarte nerăbdători și să termine cât mai repede, chiar dacă nu mai citesc, chiar dacă mintea poate nu le este antrenată din citit, dar ei sunt inteligenți. Au o inteligență care trebuie oarecum profitat, trebuie profitat de asta. Iată și provocări în sens pozitiv. Exact. Cum spunea domnul profesor mai devreme, da, prin întrebări prin care le testăm inteligența, credința, așa, adâncimea la care pot ajunge. Domnul profesor, vorbeam de faptul că predați și Noul Testament la liceu, la seminarul teologic Toctis Patriarhul din Giurgiu. Cum i-ați găsit pe tinerii seminariști? Predați atât la anul întâi, cât și la ceilalți ani, 2, 3 și 4. Da, predau la toate clasele și cu bucurie constat că, spre deosebire de perioada în care făceam în seminarul, este o evoluție foarte bună. Tinerii sunt din ce în ce mai pregătiți, din ce în ce mai curajoși. Noi nu avem curajul pe care l-au ei. Curajoși și în cele bune. Curajoși și în cele bune, bineînțeles. Și sunt dornici de a cunoaște. Din ora alocată Noului Testament pe care îl predau, rezerv totdeauna 10 minute pentru a pune întrebări. Întrebări pe care și ei le primesc de la alți tineri. Alți tineri, alți prieteni. Îi atacă foarte mult cu fel și fel de întrebări. Printre subiectele dificile, regăsim cel pe care l-am menționat mai devreme, anume, nu vor să meargă la biserică, nu vor să asculte de preot și atacarea textului Sfintei Scripturi, considerând că Sfânta Scriptură sau Biblia este o carte ca oricare alta, o carte profană, și mă întreabă cum să răspundem în situații de genul acesta, unor astfel de persoane. Și bineînțeles că formulez un răspuns scurt și la obiect, pentru că într-adevăr omul nu are răbdare să asculte foarte multe, foarte multe lucruri. Și dacă tot am adus în discuție acest subiect, trebuie să menționez că așa cum biserica este o instituție divino-umană și Sfânta Scriptură este o carte divino-umană, pentru că este inspirată de Sfântul Duh și scrisă de către autorii inspirați și aleși de către Dumnezeu. Am dat exemplu, dacă citim o carte, spre exemplu, în limba germană și noi nu o cunoaștem, nu putem avea acces la înțelesul acelei cărți, pentru că este într-o limbă pe care eu nu o cunosc. Deși este scrisă tot de către un om. Textul Scripturii este scris cu slove omenești, dar conține în sine înțelesuri și sensuri foarte adânci. Nu putem înțelege corect Sfânta Scriptură dacă nu avem luminarea Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt este cel
care ne poate face să înțelegem în mod autentic tainele acesteia. Întâlnim în Sfânta Scriptură numeroase metafore, hiperbole, cifre cu valoare simbolică și de aceea trebuie să cercetăm foarte bine exegezele Sfinților Părinți și trebuie să ne formulăm astfel răspunsuri pentru aceste provocări din partea tinerilor care ne atacă, ne iscodesc așa, cu fel și fel de probleme. Am vorbit mult despre provocări la adresa tinerilor de astăzi. Concret, ce atitudine trebuie să avem noi? Cu ce formule venim în fața acestor provocări, doamna profesoară? La nivelul școlii generale. Singurul meu răspuns este exemplul personal. Cu asta venim, cu exemplul personal. Degeaba mă duc eu și le spun cum să fie, cum trebuie să fie, ce trebuie să fac, dacă eu nu fac așa și nu sunt așa. Singurul meu răspuns la această întrebare pe care mi-ați adresat-o este exemplul personal. Da. Domnul profesor? Trebuie să le dăm tinerilor teologi în special acest curaj de a mărturisi. Eu mărturisesc că sunt creștin ortodox. Adevărul este la mine. De ce? Pentru că îl mărturisesc pe Hristos, care este calea, adevărul și viața. Bineînțeles că într-un dialog cu alte persoane, indiferent de apartenența religioasă, trebuie să fie bun simț pentru a avea un dialog constructiv. V-am spus, foarte, foarte mult contează dialogul. Trebuie să întrebăm, să ne sfătuim. Elevii întreabă profesorii, profesorii întreabă și, la rândul lor, alte persoane mai bine pregătite. Și astfel putem răzbate. Sunt, deci, provocări atât de natură intelectuală, cât și de natură morală. Aflându-se la vârsta adolescenței, a tinereții, sunt, după cum bine știți, numeroase ispite. Dar trebuie să ne întovărășim totdeauna cu persoane care ne împărtășesc aceleași idealuri și de la care avem ce să învățăm. Asta este foarte important. Mă gândesc la părintele Teofil Părăian. Le spunea tinerilor, dânsul care, Dumnezeu să-l odinească, dânsul care nu vedea cu ochii cei trupești, le spunea tinerilor, mă, voi nu știți să vă bucurați de o floare. Cât de adânc vorbea părintele. Și sigur că lucrul ăsta ne face să ne întrebăm câți oare din tinerii noștri, astăzi, se mai bucură de o floare, se mai bucură de o plimbare în mijlocul naturii. Se mai bucură în a contempla ceea ce Dumnezeu a făcut atât de frumos. Și astăzi, chiar dacă vedem prin parcuri, și asta e o tristețe că o mărturisim, și acolo în parc îi vedem butonând, îi vedem cu tablete, cu telefoane, da? Neavând acea pace, acea bucurie de a admira. Și acea liniște. Nu știu ce liniște, da. Sunt foarte neliniștiți. Și, într-adevăr, natura este cea care i-ar mai liniști puțin și ne liniștește pe toți, dar nu își găsesc liniștea și ei singuri își provoacă această stare de neliniște. Dar să știți că și sunt și tineri care se bucură de natură și încă se bucură și admiră o floare. Sunt. Și să stăm și să trăim cu speranța că vor fi din ce în ce mai mulți. Deci cauza nu este pierdută, ca să spun așa. Cu atât mai mult, iată, trebuie să luăm atitudine și să organizăm cât mai multe activități cu tinerii. Spuneam într-o emisiune de acest cenaclu la care lucrăm, acest cenaclu Vlășan, un fel de, păstrând proporțiile, cenaclu Flacăra, aici la Giurgiu, și sigur că ne gândim să aducem pe tinerii care cântă la chitară, că vorbeam de muzică,
acel folk, acea muzică folk plăcută, care îndeamnă la lucruri bune. Da. Pe de altă parte, sigur, ar putea fi și pelerinajele, da? Pelerinajele la sfinte mănăstiri, da, sfinte biserici, altceva, ce, domnul profesor, ce credeți că ar mai putea fi un îndemn spre cele bine plăcute lui Dumnezeu? Să aibă în vedere următorul lucru. Că Dumnezeu a făcut, face și încă ne va mai binecuvânta cu minunile sale. Dumnezeu este prezent, Dumnezeu face minuni, însă lucrează atât de discret și de delicat și de fin, încât foarte mulți nu văd implicarea lui Dumnezeu în respectivul act și consideră că totul este doar o pură întâmplare. În schimb, omul credincios vede cu ochii trupești, duhovnicește, vede ajutorul lui Dumnezeu. Chiar mie personal mi s-au întâmplat minuni de care nu mă pot dezice niciodată. Le mărturisesc cu toată convingerea și bucuria câtă vreme o trăi. O să ne vorbiți despre toate acestea într-o altă emisiune. Distinși și stimați invitați, iată că emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune și iată, mai avem și alte teme interesante pe care cu siguranță le vom dezbate aici. Mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos. Stimați telespectatori, iată, am ajuns la final. Nădăjdim că a fost de folos sufletesc această emisiune, care dorim noi să fie o emisiune de suflet. Și iubiți tineri, luați aminte, veniți la Hristos, veniți la Sfânta Biserică, veniți la duhovnicii dumneavoastră, pentru că fără de biserică nu există mântuire. Mulțumim pentru atenție, la revedere!